câteva caracteristici generale ale membralității. Da, am spus deja, membralitatea, în membralitate sunt doar persoane care sunt creștini, nu am spus persoane perfecte. Deci uitați-vă la noi foarte clar, începând de aici din față, fai pe la fratele meu, hai sau cu el întâi, așa, în partea asta, toți cei care suntem membri în această adunare suntem departe de a fi perfecți, dar suntem creștini. Îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și vrem să trăim într-un mod vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de mântuirea pe care El ne-a dat un dar. Suntem creștini, da? Asta e o caracteristică a membralității. Responsabilitățile au fost amintite întreagăt, participarea în tot ce face biserica și supravegherea reciprocă. Eu am spus, frate, sună-l tu, am auzit că fratele are o problemă. Nu, tu care ai auzit primul, Dumnezeu a îngăduit ca tu să auzi primul, ca tu să-l cercetezi, ca tu să crești în lucrul ăsta, ca tu să-l mustri. Nu să dai telefoane și să informezi pe toată lumea. Tu, dacă tu nu te descurci, nu reușești, mai ai doi sau trei frați. Și dacă nici voi nu reușiți, poate apelați la prezbiterii adunării. Ca să fii membru, iarăși o altă caracteristică este mărturia. 1 Corinteni 5:11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar își zice frate, adică membru al adunării, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, hrăpăreț. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Ascultați-mă, eu mănânc la masă cu atei, cu agnostici, cu curvari, cu ce-or fi ei din lumea asta. Dar nu stau la masă cu unul care spune că e creștin și face lucrurile astea, să fie foarte clar. Biblia nu spune să n-ai legături cu oamenii de afară, să n-ai legături cu aia care au fost sau sunt înăuntru și nu au o mărturie. Practica a ceea ce mărturisesc cu gura, da? Mărturisirea lor nu se potrivește cu mărturia vieților. Da? Cu zice cu ăștia să nu ai nicio legătură. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Asta e un mod prin care tu îl cercetezi, un mod în care tu îl musti. Domnule, nu pot să stau la masă cu tine. Tu spui că ești frate, că ești a Domnului Iisus Hristos și mă chem în părtășie spirituală cu tine. Eu nu vin. Eu nu pot să mă unesc cu tine. Da? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela, spune Pavel mai departe. Da? Ca să fii membru în adunare, trebuie să ai o mărturie. Trebuie să ai o mărturie. Trebuie să ții la mărturia aceea. Trebuie să protejezi mărturia aceea, pentru că mărturia ta înseamnă mărturia noastră. Mie îmi pasă de mărturia ta, pentru că îmi pasă de mărturia noastră.